Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să răscumpărăm vremea și o să încerc să fac lucrul acesta, mai ales că eu vin dintr-un județ, județul Bihor, și vreau să știți că pe numele plăcuțele de matriculare cu județul Bihor sunt două litere acolo, BH, asta înseamnă bărbați hotărâți. Și acum eu vreau în seara asta cât se poate de hotărât să răscumpărăm vremea și să vă rog să vă ridicați în picioare, pentru că vreau să onorăm cuvântul lui Dumnezeu și să-l citim și mai apoi mă rog ca Dumnezeu să mă inspire și pe mine în expunerea lui. De asemenea, menționez faptul că este o bucurie să pot să revin în locul acesta și mă rog ca prezența mea și slujirea mea din seara aceasta să aducă zidire, să aducă un beneficiu spiritual, pentru că tocmai în vederea asta, cred că avem în vedere când ne adunăm la casa lui Dumnezeu. Așa că rugați-vă și pentru mine ca Dumnezeu să-mi dea sănătate, să-mi dea putere, hotărât sunt, să știți. Psalmul 42, cei care aveți la dumneavoastră Sfânta Scriptură, și de ce nu vreau să citim și Psalmul 43, pentru că de fapt sunt unul și același psalm. În textul ebraic, ei apar, dacă vreți, într-un text comun. Pentru că Psalmul 43, dacă o să vă uitați cu atenție, repetă niște idei din Psalmul 42, sunt compuși de același autor, în același context. Pagina Sfintele Scripturi 577, Psalmul 42 și mai apoi Psalmul 43. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeu cel viu. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? Cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte când mi se zice fără încetare, unde este Dumnezeul tău? Mi-aduc aminte și învărs tot focul inimii în mine, când mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulțime și cum înaintam în fruntea ei spre casa lui Dumnezeu, în mijlocul strigătelor de bucurie și mulțumire al unei mulțimi în sărbătoare. Pentru ce te mâgnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Îmi este mâgnit sufletul în mine, Dumnezeule, de aceea la tine mă gândesc, din țara Iordanului, din Hermon și din muntele Mițiar. Un val cheamă un alt val la vuietul căderii apelor tale. Toate talazurile și valurile tale trec peste mine. Ziua Domnului îmi dădea îndurarea lui, iar noaptea cântam laudele lui și înălțam o rugăciune Dumnezeului vieții mele. De aceea zic lui Dumnezeu, stânca mea, pentru ce mă uiți? Pentru ce trebuie să umblu plin de întristare sub apăsarea vrăjmașului? Parcă mi se sfărâmă oasele cu sabia când mă bajocoresc vrăjmașii mei și îmi zic neîncetat, unde este Dumnezeul tău? Pentru ce te mâgnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, că iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Fă-mi dreptate, Dumnezeule, apără-mi pricina împotriva unui neam nemilos. Izbăvește-mă de oamenii plini de vicleșug și de fără de lege. Tu ești Dumnezeul care mă ocrotește. Pentru ce mă lepezi? Pentru ce trebuie să umblu plin de întristare sub apăsarea vrăjmașului? Trimite lumina și credincioșia ta să mă călăuzească și să mă ducă la muntele tău cel sfânt și la locașurile tale. Atunci voi merge la altarul lui Dumnezeu, la altarul lui Dumnezeu care este bucuria și veselia mea și te voi lăuda cu arpa, Dumnezeule, Dumnezeul meu. Pentru ce te mâgnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Amin. Glorie Lui. Vă invit să vă reașezați în prezența Domnului. Dragii mei, noi oamenii avem o tendință, nu știu cât de sănătoasă este, și anume, de regulă, ajungem să vedem valoarea unor lucruri pe care le-am avut în viața noastră abia în momentul când nu le mai avem. Sau dacă vreți, de prea multe ori în viața aceasta am avut persoane în jurul nostru, fie prieteni,
fie părinți, fie oameni dragi. Și în momentul în care oamenii respectivi mai sunt lângă tine, când din diferite motive nu mai ești în prezența lor sau ei nu mai sunt lângă tine, dintr-o dată încep să-i vezi într-o altă lumină și încep să realizezi cât de binecuvântat ai fost prin prezența celor oameni lângă tine. Spun lucrul acesta, dragii mei, pentru că este o tendință pe care noi ca și oameni o avem. Repet, de prea multe ori apreciem valoarea unor lucruri doar atunci când nu le mai avem. Spun lucrul acesta pentru că e ceva ce mi-a marcat, dacă vreți, începutul slujirii mele, un eveniment în direcția aceasta. Când am început slujirea pastorală la Ștei, în județul Bihor, fost oraș pe Dr. Petru Groza, un oraș minier, construit în jurul unui exploatăr de uraniu. De acolo se și spune că noi, Biserica Speranța, pe care o încă pastoresc acolo, este construită pe locul unde era moara 4 de uraniu. De acolo se ducea spre Feldioara, unde era procesat mai departe, din care știți dumneavoastră că se fac fie material radioactiv pentru centrale nucleare, fie unele au fost duse pe vremea regimului Petru Groza, au fost duse chiar în Uniunea Sovietică la armele nucleare, cu care se amenință și se flutură steagul în ziua de astăzi. Însă nouă ni s-a dus numele în timp că suntem o biserică atomică, tocmai că suntem dintr-un oraș al uraniului. La începutul slujirii mele, acolo la Ștei, țin minte că la fiecare cina Domnului, împreună cu ceilalți frați slujitori din biserică, ne-am împărțit, ne-am grupat, ca după ce se termină programul la biserică, să ne putem duce cu cina la frații bolnavi care nu puteau să vină la biserică. Acum, în direcția mea de mers cu mașina, înspre casă, erau două, trei sate mai mici, de unde aveam câțiva frați, sorori mai în vârstă, bolnave, care nu puteau să vină la biserică. Și țin minte că la fiecare cina Domnului, vă spun sincer, ca să fiu foarte întărit, trebuia să mă rog și mai mult. De ce? Pentru că după momentul frumos din biserică, trebuia să mă duc să duc cina. Nu era nicio problemă decât în dreptul unei sore. Trebuia să mă duc să-i dau cina și de fiecare dată aproape, vreo 2 ani și jumătate, 3 aproape, țin minte că trebuia să mă rog pe drum ca Dumnezeu să-mi dea răbdare și putere. Și știți de ce? Pentru că de fiecare dată când trebuia să mă duc să-i dau cina și ajungeam la ea acasă, îi trebuia vreo jumate de oră să-mi tot povestească cât de rău e bărbatul ei. Era căsătorită, un sos neîntors la Dumnezeu, puțin poate mai rău de gură, mai aspru, dar jumate de oră nu scăpam niciodată mai repede, abia după aia putea să ia cina. Și trebuia să o ascult cât de rău e bărbatul. Nu mai pot cu el, are o gură, nu mai pot, e rău. Uite, s-a uitat la mine urât, o trântit ușa. Domnul să-l binecuvânteze, să-l întoarcă, tot timpul. După aia putea să ia cina. Ei, însă, țin minte că la un moment dat, soțul acestei femei a trecut la cele veșnice, s-a stins din viață. Mă duceam, țin minte, la prima cină după evenimentul ăla, mă duceam cu cina spre casa acestei sore și chiar mă gândeam, acum sunt curios să văd de ce să mai plânge. Oare să mai plânge? Oare mai are motive? Am ajuns la ea acasă, era singură, era în fața casei cu capul plecat în pământ și zic, pacea Domnului, pace, foarte stinsă la voce. Și după ce am intrat în casă, în fine, să-i dau cina, să mărturisească, am crezut că scap ușor în ziua, vă spun sincer. Am zis, soră, cum îi? S-a uitat la mine și mi-a zis, nu s-a niciodată expresia ei facială, o suflat adânc, oftat, băga capul în pământ din nou și a zis, frate, nu-i bine deloc. Cum adică, soră, nu-i bine? Că... Și a zis, frate, zice, tu nu știi cât e de rău să n-ai cu cine te certa pe acasă. Aoleu! Frate Dorel, zici, e atâta de rău să fii singur. Și dintr-o dată, o trebuie să o ascult pe sora asta cum 10 de minute aproape în șir, a început să-mi povestească lucrurile bune din viața soțului ei. Bă, parcă nu a fost așa rău, zice, acum când stau să mă gândesc. Mă, dar era în mintea mea, trebuie să zic, Doamne, cum să fie rău dacă te-o putut suporta atâta vreme? Oameni buni, mă uitam la ea, vă spun sincer, cu toată simpatia și stăteam să mă gândesc, uite cum suntem oameni în viață. Ajungem să vedem valoarea unor oameni de lângă noi, să prețuim, să apreciăm oameni de lângă noi, abia când nu-i mai avem. Spun lucrul acesta, oameni buni, pentru că textul pe care l-am citit este, dacă vreți, strigătul unui om care e undeva departe de locul pe care îl îndrăgea. Este scris de către unul dintre fiii lui Core. Circumstanțele sunt puțin neclare. Biblia nu ne dă indicii foarte clare. Putem să facem presupuneri, dar nu-i cazul.
Dar acest fiu al lui Core, uitați-vă, este undeva departe de tot de locul de închinare de la Ierusalim. Este undeva în nordul Israelului, în izvoare, la izvoarele Iordanului, în ținutul Iordanului, și omul ăsta se uită foarte nostalgic spre Ierusalim, locul în care își aduce aminte că ce făcea? Mergea în fruntea unei mulțimi în sărbătoare. Omul ăsta era, dragii mei, un închinător. Era un om care cânta la cortul întâlnirii sau la templu. Și omul ăsta lăuda pe Dumnezeu și făcea asta în fiecare zi. Pentru că asta făceau fiul lui Core. Zi de zi erau prezenți, era jobul lor. Erau prezenți zi de zi la biserică, la închinare. Undeva însă se întâmplă ceva și este departe de tot de Ierusalim. Și dintr-o dată, uitați-vă cum se uită nostalgic cu tristețe după vremurile acelea în care putea să meargă la templu. Îi este dor, plânge, îi dărâmat, la pământ, îi aproape în depresie, starea lui este una jos de tot. Pentru că vedeți dumneavoastră, la fel ca și el, noi de foarte multe ori în viață, ajungem să apreciem biserica, ajungem să apreciem sărbătoarea, ajungem să apreciem prezența lui Dumnezeu, strângerea noastră la oaltă, abia când nu mai pot să vii la biserică. De câte ori nu întâlnesc oameni pentru care mă duc să mă rog la spital, frate Dorel, mi-e dor de biserică. Până când putea să meargă pe picioarele lui, mai rata programe de la biserică, mai fenta câte un program, mai întârzia, mai trata cu superficialitatea, dar dintr-o dată când îi trânti pe un pat, undeva la terapie intensivă, dintr-o dată își aduce aminte, bă, ce fain e când puteam să mă duc la biserică. Dar vedeți dumneavoastră, din cauza rutinei, dragii mei, noi ajungem să nu mai apreciem anumite lucruri la valoarea lor. Nu știu cât de mult apreciem faptul că în această zi suntem în prezența lui Dumnezeu. Nu știu cât de mult putem să apreciem faptul că putem să ne închinăm într-un mod liber înaintea lui Dumnezeu. O trebuie să vină o pandemie să ne dăm seama cât de important era biserica, cât de frumoasă era părtășia. Am ajuns, dragii mei, să sunăm pe oameni, să stăm cu ei pe Zoom și să încercăm să facem un fel de simulacru, dacă vreți, de părtășie. Pentru că abia atunci am auzit foarte mulți oameni, frate, mi-e dor de biserică, mi-e dor de părtășie. Știți când ajungem să vedem valoarea lor? Când nu le mai avem. Vei ajunge să-ți apreciezi soțul, soția când nu o să o mai ai. Vei ajunge să-ți apreciezi copiii când nu vor mai fi lângă tine. Vei ajunge să-ți prețuiești părinții când nu o să mai ai lângă tine. Vei ajunge să vezi cât de binecuvântat ai fost, poate binecuvântările materiale pe care Dumnezeu ți le-a dat. Știi când nu o să le mai ai. Când o să trebuiască să mergi în fața unui magazin să te cântărești bine, să vezi dacă îți ajung banii de pâine și de altceva. Când îi aveai, nu era o problemă. Dar abia când nu mai avem anumite lucruri în viață, abia atunci ne dă seama cât de bune erau, cât de valoroase erau pentru noi. Dragii mei, acest psalm 42 și psalmul 43 care este legat de el, sunt scrise de către un om, dacă vă uitați cu atenție, e un om, dragii mei, efectiv dărâmat. E un om, dragii mei, care este la pământ. E la pământ emoțional, e la pământ spiritual, e la pământ fizic. Dragii mei, dacă citim cu atenție cuvântul lui Dumnezeu și dacă o să stăm puțin pe textul ăsta, o să vedeți că e un om realmente descurajat la capătul puterilor. Și vreau în această seară să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu de la un om descurajat. Vreau să învățăm, dragii mei, niște lucruri prin care Dumnezeu ne poate încuraja. De-aia mesajul meu pentru seara aceasta, pentru biserică, este intitulat în acest fel: încurajare pentru cei descurajați. Haideți, dragii mei, să vedem cum putem să plecăm din locul ăsta încurajați. Pentru că sunt convins că sunt oameni care vin descurajați la biserică. De atât de multe ori purtăm descurajarea asta în viața noastră, o ducem după noi, o tărâm după noi, săptămâni, luni de zile, uneori, ani de zile la rând. Dragii mei, în această seară Dumnezeu vrea să ne vorbească. Nu contează neapărat mesagerul, contează mesajul în seara asta și îmi doresc din toată inima ca mesajul acesta să ajungă la cei care au nevoie de el. Dumnezeu să fie slăvit și binecuvântat. Încurajare pentru cei descurajați. Dar, dragii mei, ca să primim încurajare în seara asta, va trebui să înțelegem bine descurajarea. Primul lucru pe care trebuie să-l vedem din cuvântul lui Dumnezeu și pe care trebuie să-l faci în viața ta este o chestie de analiză. Dacă vede de o chestie de introspecție lăuntrică, identifică sursa descurajării. Vezi, fii foarte atent în seara asta, te rog să te gândești bine, să-ți analizezi viața și să vezi de unde vine starea asta care e peste tine. Pentru că de prea multe ori, dragii mei, nu ne uităm la efect. Nu mă simt bine, n-am chef, nu cred, nu voi putea, nu reușesc, nu o să se poată. Tu privești doar la starea ta. Te uiți la efect. Dar trebuie să mergi la cauză ca să poți să tratezi o problemă. Vreau în această seară să identificăm, dragii mei, sursa descurajării din viața noastră. Uitați-vă, psalmul ăsta ne oferă o sumedenie de fereste prin care descurajarea poate să intre în viața unui om.
Una dintre marile surse de descurajare din viața noastră, credeți-mă, de oameni și de credincioși, este, dacă vreți, discrepanța dintre așteptări și realitate. Asta este o mare sursă de descurajare în viața unui om. Te aștepți la ceva și se întâmplă altceva. Discrepanța dintre așteptări și realitate. Gândiți-vă că fiul ăsta lui Core, spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 4, că el era în fruntea unei mulțimi în sărbătoare. Era omul care cânta în față, era omul care lăuda pe Dumnezeu. Și omul ăsta, dragii mei, spune cuvântul lui Dumnezeu, probabil, gândiți-vă, asta era slujba lui, în fiecare zi la templu, în fiecare zi mulțime, în fiecare zi oameni. Dintr-o dată este smuls de acolo, dintr-o dată nu mai poate să facă lucrul ăsta. Probabil că s-a așteptat că toată viața lui va fi la fel. S-a așteptat că toată viața lui să fie numai sărbătoare și bucurie. Și dintr-o dată lucrurile se precipită și se schimbă radical în viața lui. Avem așteptări în viață. Și uneori așteptările noastre, dragii mei, sunt prăbușite de confruntarea cu realitatea. Discrepanța dintre așteptări și realitate. Vă duceți aminte ce spune Iov? Mă așteptam la fericire, când colo, nenorocirea a venit peste mine. Realitatea, unei așteptările noastre sunt altele. Haideți să fim onești. Câți oameni nu se căsătoresc și vezi așa de fericiți la consiliere, trec peste orice amănunt. Ah, nu, va fi bine, ne iubim, e ok, totul e ok. Câți oameni își fac iluzii înainte de căsătorie? Și după jumate de an, efectiv nu mai știi ce să faci cu ei, cum să îi împaci, cum să gestionezi situația. Pentru că, fraților, există o discrepanță între așteptări și realitate. Spunea cineva, mi-a promis marea cu sarea și m-am ales cu sarea. Haideți să fim onești, avem așteptări de la viață. Sunt atâția tineri care au luat-o drumul Occidentului și au avut așteptări, wow, o să fie, o să... Și stau de multe ori de vorbă cu oameni care pur și simplu sunt prăbușiți de realitate. Asta este o sursă puternică de descurajare în viața noastră. Apoi, oameni buni, uitați-vă, o altă sursă de descurajare în viața noastră este, dacă vreți, smulgerea noastră din mediul în care eram familiarizați. Uneori viața te duce, uneori valurile, talazurile acestea ale vieții, valurile, spune, care cheamă un alt val, te duc în situații să fii smuls dintr-un loc în care erai într-o oarecare siguranță. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, uitați-vă, omul ăsta în versetul 6, de unde îmi este mâgnit sufletul în mine, Dumnezeule, de aceea la tine mă gândesc, de unde, din țara Iordanului. Era în Ierusalim, a avut o viață frumoasă, o viață la templu, în sărbătoare, și dintr-o dată îl vedem la sute de kilometri nord de locul lui obișnuit, familiarizat, e undeva departe, e undeva plecat, și omul ăsta privește cu nostalgie. Uneori când ești smuls din locul în care ești familiarizat, produce descurajare în viața ta. Neputința de a face uneori ceea ce îți place și să fii obligat să faci ce nu îți place. Omul ăsta este silit, uitați-vă, să facă lucruri care nu-i plac. Mai mult de atât, o altă sursă de descurajare puternică în viața noastră, să ajungi să fii silit să stai într-un anturaj cu oameni ostili. Spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 9, uitați-vă, de aceea zic lui Dumnezeu, stânca mea, pentru ce mă uiți? Și uitați-vă, pentru ce trebuie să umblu plin de întristare sub apăsarea vrăjmașului? Omul ăsta, uitați-vă, ajunge să stea într-un anturaj cu oameni ostili. Oameni ostili care toată ziua îl întreabă, unde-i Dumnezeul tău? Te-ai pocăit. Nu, mă, de 2 ani de zile vii la biserică, te-ai botezat. Care-i treaba? Că uite-te, îți merge mai rău parcă financiar decât înainte. Poate că ești singurul întors la Dumnezeu din casa ta și dintr-o dată toți spun, na mă, tu de ce te enervezi acum? Unde-i Dumnezeul tău? De ce nu te ajungi cu banii? De ce ești bolnav? Unde-i Dumnezeul tău? Și când ești toată ziua într-un anturaj cu oameni ostili care întind mâna spre tine, uneori poți să ajungi să fii foarte, foarte descurajat. O altă sursă de descurajare, psalmul ăsta abundă, dragii mei, de informații, de surse prin care, uitați-vă, descurajarea poate să pătrundă în viața noastră. Este impresia, spune doar impresie că nu e realitate, impresia că Dumnezeu a uitat de noi. Asta este o altă sursă de descurajare în viața noastră. Spune în versetul 9, spune cuvântul Dumnezeu, de aceea zic lui Dumnezeu stânca mea, pentru ce mă uiți? Ce îmi place, dragii mei, în atitudinea acestui om este că nu am foarte sincer. Omul ăsta recunoaște că are o etapă în viață când nu-L mai înțelege pe Dumnezeu. Are impresia cumva că Dumnezeu a uitat de el. Haideți să fim onești.
De câte ori în viața noastră n-au fost momente limite, momente cruciale, momente, dragii mei, când ne-am simțit doborâți, momente când ne-am simțit apăsați, momente când pur și simplu am simțit cumva că Dumnezeu parcă a uitat de noi. Avem noi o cântare în biserică, după ploaie și furtună va veni ce? O zi mai bună, soarele va străluci mai luminos. Dar eu vă întreb, ce faci când de 10 ani, după ploaie și furtună, vin alte ploi și alte furtuni? Sunt oameni, dragii mei, care sub torentul ăsta al încercărilor vieții ajung pur și simplu să fie descurajați. Spun lucrul acesta pentru că săptămânal stau de vorbă cu oameni consiliere și observ că este realmente descurajarea a ajuns un flagel în bisericile noastre. Și trebuie să luăm, dragii mei, atitudine în direcția asta. Pentru că de la descurajare până la depresie este un simplu pas. Dragii mei, trebuie să venim la Dumnezeu pentru că El are soluție. Dar trebuie să identificăm, uită-te atent, de unde vine descurajarea din viața ta? Care este sursa? Care este fereastra deschisă din viața ta, a sufletului tău prin care descurajarea intră? O altă sursă, dragii mei, știți care este? Pierderea răbdării în fața încercărilor. Ajungem uneori în viață să ne pierdem răbdarea în fața încercărilor. Știți, există o ispită să citim psalmul ăsta într-un mod nepotrivit. Și multă vreme l-am citit. Mi-au lipsit atâtea detalii, dragii mei, pentru că nu l-am citit cu atenție. De regulă, vă spun sincer, eu am crescut de mic în biserică și cel puțin primul verset, cum dorește un cerb izvor, ăsta e primul verset pe care cred că îl știu pe de rost din Biblie. Nu exista oră de rugăciune la mine în biserică în sat să nu spună un frate, cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Eu multă vreme, ani de zile, am crezut, dragii mei, că psalmul ăsta e psalmul unui om care nu mai poate de bucurie. Pentru că așa e impresia, bă, ăsta nu mai poate de dor, ăsta nu mai e plin de după Dumnezeu. Și stai să te gândești, bă, așa o fi. Și cum citim de multe ori Biblia, mecanic. Dragii mei, ascultați-mă doar puțin. Știți cum citim noi de multe ori? Citim în felul următor. Vreau să citesc primele două versete, să sezizați un detaliu. Cum dorește un cerb izvoare de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu setează după Dumnezeu, după Dumnezeu cel viu. Când mă voi duce și mă vărăta înainte lui Dumnezeu cu lacrimă și trecem așa într-un mod becanic. Numai că vă rog să vă uitați la versetul 2. Sufletul meu întristează după Dumnezeu, după Dumnezeu cel viu. Și este un cuvânt care schimbă tot sensul și este un semn de punctuație la final, care schimbă tot. Când? Și aici trebuie să facem o pauză. De fapt, știți cum e strigătul acestui om? Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeu cel viu. Când? Cuvântul ăsta când e un semn al disperării. Când, Doamne, când? Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea Ta? Doamne, când? Și un semn acolo întrebării care arată disperarea lui, accentul cuvântului, dragii mei, cade pe când. Când? Haideți să fim onești, poate că de jumate de ani ești într-un cuptor. Și tot ce te întreb, Doamne, când? Poate că ai probleme, poate că realmente în casa ta lucrurile au luat o razna, copiii tăi îs pe unde îs, relația cu soțul tău poate că nu e ce mai trebuie, la locul de muncă ești într-un conflict parcă permanent și strai, poate analizele sunt tot mai rele, tot mai rău după mai rău și te întrebi și strigi, Doamne, când? De ce? Pentru că, dragii mei, ne pierdem răbdarea în față. Omul ăsta este pe punctul în care să-și piardă răbdarea. Când mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? Când, Doamne? Identifică sursele descurajării din viața ta și sunt atâtea surse prin care descurajarea poate să vină în viața noastră. Doi, al doilea lucru pe care vreau să subliniez, încurajare pentru cei descurajați, observă semnele descurajării tale. S-ar putea, și chiar îmi doresc, vă spun sincer din toată inima mea, mi-aș dori ca toți de aici, sau majoritatea, să nu fim într-o astfel de stare. Numai că realitatea de pe teren spune cu totul și cu totul altceva. S-ar putea ca în această seară să fii foarte ok. S-ar putea ca în seara asta să fii bine, să fii chiar pe val. Dar vreau să spun ceva, poate că ești părinte. Și acasă e un copil care trece printr-o descurajare teribilă
Și uneori, ca părinți, habar nu avem cu ce se confruntă copiii noștri. Poate că ești soție în seara asta aici și ai un soț care, când vine acasă, pare că e ok totul, se comportă la fel ca înainte, nu observi absolut nimic. Numai că poate ce nu știi tu, este că oamenii știu, dragii mei, să joace bine un rol uneori. Nici nu știi poate cu ce se confruntă, prin ce descurajări trece. Dar nu o să ți-l arate ție, pentru că nu vrea să te dărâme. Poate că de multe ori te duci cu soțul tău, faceți cumpărături seara, veniți acasă și spune, draga mea, du-te tu puțin mai în față, du-te în casă cu copiii, că eu trebuie să dau două telefoane și după aia vin și eu. De fapt, nu dă niciun telefon, nici două. Poate că pur și simplu bate cu pumnii acolo în volan și plânge disperat pentru că nu mai știe ce să facă. Și știți care e drama? Că de foarte multe ori noi nu avem ochi să vedem descurajarea din viața celorlalți, nici măcar din viața noastră. De-aia vreau să ne uităm în această seară, cuvântul lui Dumnezeu ne învață foarte multe lucruri. Vreau să observăm semnele descurajării din viața noastră sau altora. Dragii mei, semnele acestea se văd la nivel, în primul rând, emoțional. Ăsta este un prim reper. Poți să-ți dai seama că tu te confrunți cu o descurajare în viața ta sau cineva de lângă tine cu descurajare. Și primele semne, dragii mei, se pot observa la nivel emoțional. Nu știu dacă ați fost atenți când am citit Psalmul 42 și Psalmul 43. Este ceva interesant aici. Uitați-vă, omul ăsta acum spune, nădăjduiește suflete în Domnul, crede că va fi bine, după care spune la un verset distanță, Dumnezeule, pentru ce mă uiți? Acum crede, acum nu crede. Nu știu dacă sunteți, v-ați uitat cu atenție la textul ăsta biblic, dar vă rog să vă uitați, pentru că omul ăsta emoțional trece de la o stare la alta. Omul ăsta se confruntă cu o instabilitate emoțională. Dacă vreți, este un fel de semafor emoțional. Acum crede, acum nu crede. Se contrazice pe el în două minute. Poate că oameni ascultă-mă în viața ta, lângă tine, vorbești cu ei, cum ești? Bine! După 10 secunde, dar nu-ți bine. După care, iară, totuși va fi bine. Acum crede, acum nu crede. Acum râde, acum plânge. Dragii mei, nostalgia aceasta, mai apoi uitați-vă, este un alt semn emoțional, că oamenii se confruntă, că trec prin o descurajare teribilă, instabilitate emoțională și mai apoi uitați-vă, nostalgia aia perseverentă. Versetul 4. Mi-aduc aminte și învărs tot focul inimii în mine când mă gândesc cum mergeam. Frate Dorel, acum sunt 40 de ani, când mă duceam la evanghelizări, când m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, ce fain era. Și cum e azi? Dezastru. Ascultați-mă, nostalgia e ok până într-un punct. Dar când ea devine mod de viață și când e o chestie perseverentă în viața ta, cronică, când totul e bun numai în trecut și nimic nu e mai bun în prezent, ascultă-mă ce spun. De fapt, acolo e vorba despre o formă mascată de descurajare. Marea noastră dramă, știți care este? Că noi am sfințit pocăiții nostalgia. Cum e astăzi? Dezastru, frate. Vremurile din urmă. Cum au fost amuși 15 ani? Vai, ce vremuri au fost. De parcă Dumnezeu s-a schimbat. De parcă puterea lui Dumnezeu e diminuată. Dragii mei, scrie cumva în Biblie că în vremurile din urmă Dumnezeu va lucra mai puțin? Scrie cumva în Biblie că Duhul Sfânt se va retrage de pe pământ și o să ne lase singuri? Nu. Dar știți, oamenii care sunt nostalgici, și ce fac? Blamează prezentul și idealizează trecutul. Vă dau un caz biblic. Poporul evreu care e în drum, ce paradox, ăștia sunt muși de Dumnezeu din Egipt, cu mână puternică, văd minunile lui Dumnezeu, sunt drum spre Canaan, corect? Sunt drum spre Canaan. Și au zis, la un moment dat, în drumul lor spre Canaan, zice Biblia numere 11 cu 4 la 6, adunăturii de oameni care se aflau în mijlocul lui Israel, de a veni poftă, ba chiar și copiii lui Israel, au început ce să facă? Să plângă, spune cuvântul lui Dumnezeu, și să zică, cine ne va da carne să mâncăm? Ne aducem aminte de ce? Ne aducem aminte, auziți, de peștii care îi mâncam în Egipt, de, zice, și care nu ne costau nimic. Vreau să vă întreb, ce mâncau oamenii ăștia în fiecare zi? Știți ce mâncau? Mană care cădea din cerul lui Dumnezeu. Îi costa ceva?
Plăteau ăștia vreo, o plăti vreunul vreun gram de mană? Niciunul. Dar auziți? Oh, tu ești cu mana care cade din cer în fiecare zi. Dar ți-aduce aminte de ce? De pește din Egipt. De ce își mai aduc aminte? De castraveți? De pepen, de praj? Mai ca impresia că ăștia din Oltenia, nu? De ceapă? Și de ce? Usturoi. Oameni buni, vreau să vă spun ce face nostalgia cu oamenii. Dumnezeu îți dă astăzi mana. Ai locuința ta, ai mașina ta, ai 7 feluri de pantofi, 20 de feluri de fuste, 30 de costume, 100 de perechi de cămăși și cu toate acestea tu nu vezi minunea pe care Dumnezeu o face în fiecare zi în viața ta. Știi de ce? Bă, mi-aduc aminte pe vremea lui Ceaușescu când stăteam la coadă, la pâine, 3 ceasuri, ce fain era. O, mi-aduc aminte când mergeam cu bicicleta aia mea, Tohan, veche, aia. Și Dumnezeu te-a binecuvântat. Și ce facem noi? Pentru că suntem, de fapt, descurajați. Nostalgia asta perseverentă în viața noastră nu e de la Dumnezeu. Tu nu te mai bucuri de ce-ți dă Dumnezeu. Tu nu mai vezi minunea. Tu nu vezi, omule, cât te-a binecuvântat Dumnezeu. Tu nu vezi că nu mai știi ce să mănânci, de unde să-ți alegi. Tu nu vezi că te-a binecuvântat Dumnezeu atât de mult. Dar nu mai vedem minunile lui Dumnezeu de astăzi. Pentru că ne uităm după praz, după castraveți, ceapă și usturoi. Tu nu mai vezi valoarea manei, minunii pe care Dumnezeu în fiecare zi o face în viața ta. Pentru că suntem descurajați, de fapt, oameni buni. E o formă de descurajare. Semnele descurajării, dragii mei, se văd nu doar la nivel emoțional, se văd la nivel fizic. Uitați-vă versetul 3, pentru că îți spun încă o dată, psalmul ăsta, citit cu atenție, Dumnezeu prin el ne oferă o grămadă de detalii. Versetul 3 spune, cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte. Cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte, versetul 3 din Psalmul 42. Dragii mei, două observații scurte de aici. Acest om, vreau să vă întreb ce mânca. Omul ăsta descurajat, ce mănâncă? Lacrimi. Adică cu alte cuvinte, dragii mei, omul ăsta nu mai poate să mănânce. Mai mult de atât, zi și noapte. Dragii mei, Biblia spune că ziua e zi, noaptea e noapte. Pentru ce l-a lăsat Dumnezeu noaptea? Să te odihnești. Uitați-vă la omul ăsta, nu mai poate să mănânce și nu se mai poate odihni. Pentru că descurajarea aia când vine în viața ta, când devine un mod de viață, te duce în punctul în care pur și simplu, fizic, te afectează. Nu mai poți să te odihnești bine, nu mai știi când e zi și nu mai știi când e noapte. Fizic ești afectat, pur și simplu nu mai ai poftă de nimic. Pentru că, dragii mei, descurajarea din viața unui om nu se vede doar la nivel emoțional, se vede la nivel fizic. Apoi, uitați-vă, observă semnele descurajării, pentru că descurajarea, dragii mei, se vede și la nivel relațional. Îți dai seama că un om e descurajat, nu doar că e instabil sau că e nostalgic, sau că nu poate mânca și nu se poate odihni. Uitați-vă mai apoi la nivel relațional. Versetul 4, dragii mei, Biblia ne dă un detaliu interesant. Spune aici, mi-aduc aminte și îmi vărs tot focul inimii, unde? Unde îl varsă? În mine. Știți ce îmi spune mie, dragii mei, cuvântul ăsta? Că omul ăsta ținea totul în el. Că toată amărăciunea aia, că toate dezamăgirile, că toate frustrările, că toate eșecurile lui, că toate visele lui spulberate, tot ce face e ca o travă, o adună înăuntru lui. Și o varsă unde? Înăuntrul meu. Cei mai mulți exegeți ai Sfintelor Scripturi spun că acest psalm a fost scris de către unul dintre fiul lui Core în contextul în care Absalom pornește răscoală împotriva lui David. Și David, dacă vă aduceți aminte, împreună cu o suită de oameni, se retrag din calea răscoalei lui Absalom și pleacă de la Ierusalim. Se pare că tocmai în contextul ăsta a fost scris acest psalm și psalmul următor, psalmul 43. Dragii mei, fiul ăsta lui Core nu era singur în exilul ăla, era împreună cu mulți alții, împreună cu regele David, era împreună cu probabil sute de oameni care au plecat cu David din calea răscoalei lui Absalom și cu toate acestea. Știți ce m-am gândit? Să fii într-o adunare de 200
de 300, de 400, de 500 de oameni, de 100 dacă vreți. Și cu toate acestea, să nu ai putere să vorbești cu nimeni despre durerea ta. Tot focul inimii undeva să stă în el. Și de ce? Pentru că oamenii descurajați, dragii mei, se închid în ei. Sunt oamenii care n-au chef să stea de vorbă cu nimeni. Sunt oamenii care la un moment dat nu mai suportă prezența altora. Sunt oamenii care încet, încet se închid în ei. Asta face descurajare cu tine, te închide, te amputează relațional. Erai omul sociabil, erai omul care zâmbea, era omul care abia așteptai să stai de vorbă cu cineva. Azi expediezi pe toți, bine, bine, pace, pac, ai închis telefonul. Ai plecat la biserică, pleci primul, nu, nici dacă vii la biserică. Pentru că ești descurajat. Pentru că n-ai chef de nimeni și de nimic. Nu sunt niciodată o experiență tot prin care Dumnezeu, credeți-mă, mi-a deschis ochii la un moment dat. Când eram în biserica de care v-am amintit, la începutul slujirii mele pastorale, aveam un grup, eu vă spun că orice păstor este binecuvântat să aibă un astfel de grup. Aveam un grup de surori mai în vârstă, la pensie, aveau și timp. Era un grup așa de surori, era, eu l-am numit grupul de încurajare și vizitare. Era, dacă vreți, pentru mine SPI, Serviciul Pentecostal de Informații, în sensul bun al cuvântului. Dom'le, nu exista să strănute unul în biserică să nu știu din surorile, vezi că e bolnav. Imediat știam. Vizitau pe toți în ștei, nu erau și prea mare, dar asta cred că ne și-a ajutat foarte mult, dar avea acolo o șefă, era lidera de grup acolo, și venea, frate păstor, tot timpul venea duminica la mine la biserică, vezi, săptămâna asta plecăm la cutare, că e bolnav, ăla e amărât, ăla e așa, ăla e așa. Am să trăiți, nu se pune problema, mergem. Și țin minte că la un moment dat, o venit la mine o soră după, din grupul ăsta și o zis, frate Dorel, vezi că trebuie să plecăm marți la, uite, fratele cu tare, că e tare, tare amărât. Și am zis, gata, să nu uiți să ții sticluța cu îndrept. Am înțeles, nu se pune problema, o iau. Și m-am dus cu grupul ăsta de surori la fratele nostru în vizită. Am bătut la ușă, noi foarte entuziasmați, îți ai zâmbătul ăla de oaspete, de musafiri. Și când au deschis ușa după un târziu, noi toți, pacea Domnului! S-a uitat la noi, băga ca pace. Urmat așa un moment, vă spun, de nu știam, ne cheamă, ne aruncă de acolo, nici nu știam, ne vrea sau nu ne vrea. Și acum eu, ca să spar gheața asta a comunicării, zic, frate, putem să intrăm? Și au zis și replicăm, da, dacă tot ați venit acum, ce să fac cu voi? Acum vă dați seama cât de bine eram noi întâmpinați acolo. Ne-am dus în fine, eram acolo într-o cameră de-a lui, țin minte, și acum s-au așezat cu greu, aveau o cârjă în mână, bătrân, mai în vârstă, îi murise soția de vreo jumate de an, destul de supărat, și eu îl întreb, no, frate, frate, zic, cum ești? Și îmi zice, frate Dorel, nu mai pot. La care o soră dintre grupul ăsta, taci! O strigală el că m-a speriat eu. Taci, să nu care cumva să mai zici vreodată în viața ta că nu mai poți. Ce spune Apostolul Pavel? Nu spune că poți totul în Hristos, Domnul, care te întărește. Ăsta o băga capul, aoleu, nu mai zis nimic. Loc curent apă loc. O, mai zis ceva, nu știu, scălduvai de capul meu. Taci, zice cealaltă. Să nu mai spui că Domnul e capul tău, în cât trăiești tu? Ăsta săracul clocotea deja. Dumneavoastră știți că cu cele mai bune intenții, noi putem să rănim un om? Un om care e la pământ. Un om care e descurajat, vreau să vă spun ceva, numai de versetele tale n-are chef. Numai de predicile tale n-are chef în momentul ăla. Ăsta clocotea deja, l-am văzut. Fierbea radiatorul, credeți-mă. Și a zis către mine, ai venit să-mi faci ungerea, să te rogi pentru mine? Și am zis, da, hai că trebuie să mă mărturisesc înainte. A zis, bine, m-am dus în camera cealaltă, nici n-am intrat bine, a zis, stai acolo jos, a închis ușa, s-a asigurat că e închisă. Și a zis, scapă-mă de ele, că nu mai pot. Ok, m-am dus înapoi, am intrat în camera, mă așteptau surorile, zic, ascultați-mă. Fratele are multe, multe de povestit. O să ne ia ceva timp. Mai bine mergeți voi acasă și eu de ce mă ocup? Dar frate, da, vă rog, Domnul să vă binecuvânteze. E mult de stat cu el. Nu, bine. Când o plecat,
când se închid ușa, dar vezi să citești Psalmul 20 când trebuie. Bine, 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 știu, ăla să te asculte Domnul ziua necază, bun, bun, îl citesc. Am închis ușa, când am intrat înapoi el în cameră, a plecat, a plecat, uf, slavă Domnului, zice. Frate Dorel, vă spun ce mi-a zis. Dacă le mai prind vreodată pe aici, cât îți de bolnav, le arunc pe geam afară. Ok, zic, frate, hai să stăm. Și atunci îi zic că, ok, hai spune-mi, te rog, cum ești. O zis către mine, ai timp? Și am zis, da. Hai să spun cum sunt. Și începe fratele ăsta să-mi povestească jumate de oră, trece o oră și tot îmi povestește. Trece o oră jumate și îmi tot povestește. Și tot ce am făcut a fost să dau din cap și sunt singura închisă. O trecut două ceasuri, la un moment dat, aproape două ori și jumătate, a tot vorbit. Și dintr-o dată, și ce am observat? Am observat cum omul ăsta, care a adunat în el atâta amărăciune, moartea soției, faptul că e singur, faptul că are niște nepoți, care tot ce interesează este cui îi lasă apartamentul și banii din cont. Atâta tot. Și omul ăsta, și ce am observat? Cum dintr-o dată a început să-și verse focul inimii din el afară. După vreo două ori și jumătate, când pur și simplu doar l-am ascultat, n-am aruncat niciun verset din Biblie, nu trebuie nimic, doar să-l asculți. După vreo două ori și jumătate, a făcut așa. A zis, asta e tot. A zis, hai ridică-te, s-a ridicat și el. M-a luat, m-a strâns în brațe, credeți-mă, unul dintre cele mai călduroase din astea saluturi, dacă vreți, în viața mea pe care l-am avut. Și mi-a zis, frate Dorel, cu lacrimi în ochi, îți mulțumesc din inimă că ți-ai făcut timp pentru mine. Dumnezeu să te binecuvânteze. Zice, mă simt mult mai bine. Mă simt mult mai bine. Pentru că oameni buni, ce am observat, oamenii descurajați, când îți descurajați, n-au nevoie de rachetele tale, HIMARS, ucrainiene cu versete din Biblie, nu-l bombarda cu versete din Biblie, nici cu cântări, nici cu psalmi. Tot ce putem face uneori cel mai bine, când avem în fața noastră un om descurajat, este să ne închidem gura și să ascultăm. Spune un proverb evreiesc, Dumnezeu a dat omului două urechi și o singură gură, știți de ce? Să vorbim mai puțin și să ascultăm mai mult. Descurajarea, dragii mei, se vede la nivel relațional, n-ai chef de nimeni. Dar descurajarea se vede mai apoi, uitați-vă și la nivel spiritual. La nivel spiritual. Nu vi se pare interesant, tot citind mai cu atenție acești doi psalmi, știți ce observ? Că fiul ăsta al lui Core, dragii mei, când vine vorba despre a lăuda pe Dumnezeu, niciodată nu folosește timpul prezent. Nu spune, te laud Dumnezeule. Știți ce spune? Să uită în trecut și spune, îmi aduc aminte cum te lăudam. Ba mai mult de atât, în Psalmul 43 spune, Doamne, dacă mă vei zbăvi, te voi lăuda, voi cânta, voi lua arpa, te voi slăvi. Dar niciodată nu spunea timpul prezent. Știți de ce? Pentru că oamenii descurajați n-au putere să laude pe Dumnezeu. Pentru că spiritual sunt afectați. Fiul lui Core, dragii mei, și aduce aminte cum îl lăuda pe Dumnezeu, cum se ruga, cum era puternic și spune, Doamne, știi ceva, dacă, adică condiționat. Dacă mă vei binecuvânta, dacă mă vei izbăvi, dacă mă vei scăpa, te voi lăuda. Dar niciodată la timpul prezent. Îl laudă la timpul trecut și la timpul viitor, niciodată la timpul prezent. Oamenii descurajați, acesta este un semn, observă descurajarea din viața ta. Rugăciunea de laudă, rugăciunea de mulțumire nu e pe buzele noastre când suntem descurajați. Și dacă o spunem de cele mai multe ori, o spunem formal, nu o spunem din toată inima. Ați auzit probabil despre Martin Luther, marele reformator, prin care Dumnezeu a schimbat într-un mod decisiv, cred, cursul istoriei bisericești. E omul ăsta, vreau să vă spun că multă vreme a fost călugăr augustinian, a citit Biblia și a venit mintea la loc și după aceea a renunțat la straile monahale și s-a căsătorit în cele din urmă cu o fostă călugăriță, tot călugăriță, și la care a venit și la asta mintea la loc, că a citit și a Biblia, cu Caterina von Bora, asta este numele soției lui Martin Luther. Acum, vreau să vă spun ceva. Noi avem de foarte multe ori o formă din asta idealizată despre oamenii istoriei.
Bă, a fost puternic, a fost cel mai tare. Vreau să vă spun ceva. Nu știu câte, poate, surori de aici și-ar fi dorit să-l aibă pe Martin Luther ca soț. Pentru că Martin Luther avea un temperament puțin mai exploziv. Era într-adevăr un om extraordinar, multe calități, dar avea o problemă cu temperament. Era un fel de Petru, în variantă germană. E adevărat că e greu să ne imaginăm că nemții sunt mai calculați de felul lor. Dar imaginați-vă un german cu sânge latin, cam așa era Martin Luther, un clocot uneori, credeți-mă. Dumnezeu a știut să canalizeze energia asta lui în scopurile bune, dar câteodată mai răbuvnea și pe acasă. Și la un moment dat, Martin Luther, în timp ce era angajat în reforma protestantă, în timp ce avea multe obstacole, în timp ce traducea Biblia din limba latină în limba germană, Martin Luther, la un moment dat, are o perioadă din aia, știți, pe care o mai au soții și uneori soțiile și uneori copiii și uneori toți o avem. E perioada aia când trântești ușile, e perioada aia când te deranjează orice lucru în casă, e perioada aia când te deranjează și lumina la becă e prea tare, zgomotul la nu știu ce că e prea mult, e perioada aia din viață că nici măcar mâncarea nu e mai bună, e prea sărată, e prea nesărată, tot timpul ai ceva de comentat. Martin Luther are vreo 2 săptămâni la rând când devine insuportabil, trântește ușile, e nervos, e supărat, se descarcă pe copii, pe nevastă și la un moment dat, într-o dimineață, soția lui Caterina von Bora ajunge în camera de zi. Toată era îmbrăcată în negru. Toată în negru, din cap până în picioare. Și Martin Luther, cum era el în formă bună în perioada aia, dar zice, cine a murit? Unde te duci la mormântare? Cine a murit? Aia zice, știi tu. Bă, femeie, nu, serios, unde te duci? Cine a murit? Martin, lasă-mă acum, nu spune că nu știi. Bă, femeie, zi-mi odată, deja începea Vezuviu să explodeze. Femeie, spune-mi odată, cine a murit, pe cine ții doliu, deci, unde te duci la mormântare? Martin, știi prea bine, bă, femeie, nu știu, zi-mi odată. Martin, cum adică mă întreb cine a murit? Păi Dumnezeul tău a murit. Când aude Martin, ce ai spus? Deci stai numai puțin să-ți explic. Martin a zis, la cum te comporți de 2 săptămâni și ceva încoace? La cum urli prin casă la copii și la mine? La felul în care răbuvnești, la felul în care mica nu-i bine, sincer, am crezut că Dumnezeul tău e mort, că nu mai are putere. Ei, ce bun e o predică pe nevastă câteodată. Frate, nu o zis amin la asta. Să știți că Dumnezeu predică și prin neveste câteodată. O, și ce predică scurtă și cu efect. Martin Luther, din toată starea aia lui, dintr-o dată realizează că are o problemă spirituală. Își cere iertare de la soție, își cere iertare de la copii, se duce în camera lui de lucru, ia o coală mare din aceea pe care scria și scrie în limba latină un cuvânt pe care îl pironește acolo în față pe foaia și îl pune să-l vadă în fiecare zi. Vivid, adică trăiește. Trăiește. Pentru că a zis, Martin Luther, vreau ca în fiecare zi când voi da cu ochii de cuvântul ăsta, să nu uit că Dumnezeul meu trăiește. Că am un Dumnezeu viu. Că avem un Dumnezeu care trăiește. Problemele sunt mari, dar Dumnezeu este și mai mare. Că avem un Dumnezeu viu, binecuvântat să fie numele Lui. Slăvit să fie Dumnezeu. Încurajare pentru cei descurajați. Și vreau să vă spun în ultimul rând, caută soluții pentru descurajarea ta, identifică semnele descurajării, vezi de unde vine fereastra aia, de unde vine descurajarea în viața ta și închide-o. Identifică sursa de descurajării, mai apoi observă semnele descurajării, îți la nivel emoțional, îți la nivel fizic, îți la nivel spiritual, îți la nivel relațional, dar mai apoi caută soluții pentru descurajarea ta. Dragii mei, poate că o să vă spun acum ceva care o să vi se pară puțin spiritual. Frate, ce treabă are asta una cu alta? Dar vreau să vă spun un principiu. Înțelege în această seară că trupul și sufletul tău sunt legate unul de celălalt. Și că se afectează și se influențează unul pe celălalt. Sufletul și trupul tău se afectează. Vreau să vă spun ceva. Dragii mei, știți că cele mai multe cauze ale diabetului nu sunt neapărat cele de ordin genetic, sau de cele mai multe ori nu sunt din cauza alimentației. Știți că există foarte multe forme de diabet pe care oamenii le dobândesc din cauza stresului. Dumneavoastră știți că stresul provoacă o grămadă de boli,
Dumneavoastră ați auzit de oameni care suferă cu inima și nu e o chestie fizică, că nu mănâncă gras, că se mai duc și pe la sală? Dumneavoastră știți că sunt foarte mulți oameni care au probleme cardiace severe. Și din ce cauză? Din cauza stresului. Ori, dragii mei, stresul nu e o chestie fizică. E un lucru care afectează emoțiile noastre. Și uitați-vă cum sufletul ne afectează trupul. Dacă sufletul tău geme, dacă sufletul tău suferă, în cei din urmă va suferi și trupul tău și viceversa. Pentru că există o conexiune între ele, oameni buni. De aceea va trebui să fim foarte atenți. Spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 10. Uitați-vă de parcă mi se sfărâmă. Asta simte omul ăsta unde? Zice, parcă mi se sfărâmă ce? Oasele! Este partea fizică din noi. Parcă mi se sfărâmă oasele cu sabia. Din ce cauză? Când ce? Niște cuvinte. Când mă bajocoresc vrăjmașii mei. Când auzi că te-o bârfit de te-o rupt, te doare inima. Nu mai dor noaptea aia, pentru că te afectează. Lucrurile sufletești le afectează pe cele fizice și viceversa. De aia, dragii mei, ca să luptăm eficient împotriva descurajării, va trebui să înțelegem că trupul afectează sufletul și sufletul îți afectează trupul. De a fi foarte înțelept în modul în care gestionezi timpul. Fii foarte înțelept în felul în care gestionezi efortul. Fii foarte înțelept în modul în care gestionezi, în care primești anumite lucruri, în care pui la inimă toate lucrurile. Pentru că te afectează. Pentru că te pot descuraja în cele din urmă. Mai apoi, dragii mei, un alt lucru foarte important ca să luptăm cu descurajarea și cred că cel mai important pentru noi, vorbește cu sufletul tău. Nu lăsa doar pe el să vorbească. Cum adică, frate, doar stai puțin. Vă rog să mă ascultați. Vorbește cu sufletul tău, nu lăsa numai pe el să vorbească. Un mare om al lui Dumnezeu, Martin Lloyd-Jones, a scris un tratat despre descurajare din Psalmul 42, excepțional. Și el spunea în felul următor, cea mai mare, despre depresie spirituală vorbea el, cea mai mare sursă de nefericire din viața noastră, spunea el, este alimentată de faptul că ne ascultăm sufletul în loc să vorbim sufletului nostru. Fiul ăsta al lui Core își tot ascultă, ce-i spune sufletul? Unde-i Dumnezeul tău? No, când se va termina? Toată ziua, oameni buni, știi ce să facă? Mai este un suflet de român? Sufletul ăla românesc, știi ce să facă? Să se plângă. Dacă sufletele noastre știu să facă ceva, sufletele noastre sunt specialiste în a se boci. Și uitați-vă ce face fiul lui Coi, de trei ori e o expresie care se repetă. Pentru ce? Cu cine vorbește? Uitați-vă versetul 11. Pentru ce te mâgnești, suflete? Adică trebuie să iei atitudine. Dacă toată ziua o să-ți lași sufletul să se plângă, sufletul o să știe să o facă. Nu mai pot, îți la pământ, nu mai rezist, nu mai nu știu, nu cred, nu se poate. Sfârșitul lumii, apocalipsa nucleară, gata, s-a terminat, n-avem nicio șansă. Nu ne mai revenim prețuri, gaze, facturi, praf, dezastru. E vremea să iei atitudine. Și trebuie să facem ceva în seara asta care probabil că n-am făcut sau n-am fost conștienți prea mult de el. Dragii mei, este cuvântul lui Dumnezeu. Mi-am dat seama, credeți-mă, citind cuvântul lui Dumnezeu, că am avut o problemă multă vreme, că am lăsat sufletul să se plângă. Și asta am văzut-o în rugăciunile mele. De foarte multe ori, dragii mei, dacă analizăm rugăciunile, 70% zbocete și vaiete în rugăciunile noastre. Și prea puțină credință. Și omul ăsta îi descurajat, îi departe de Ierusalim, îi departe de închinare, are frustrările lui, are dezamăgirile lui, la pământ, îi praf, nu se odihnește, nu doarme, nu mănâncă, dar la un moment dat realizează că are o problemă și o identifică și spune, știi ceva? Până aici, suflete, cu tine vorbesc, nădăjduiește în Dumnezeu, până aici, nu te mai las să vorbești de azi, îți vorbesc eu ție. Dacă trebuie să facem ceva în seara asta într-un mod fundamental, ascultați-mă, dragii mei, este că trebuie să vorbim cu sufletul nostru. Ce să facem? Bine, frate, dar ce să-i spun sufletului? Predică sufletului tău. O, da. Înainte să le predic altora, am înțeles că trebuie să predic sufletului meu. E vremea să-ți evangelizezi din nou sufletul.
Ce să-i spun sufletului meu, frate? Și ce să-i spunem? Adevărul. Sufletul nostru, dragii mei, are nevoie de adevăr și adevărul găsesc în Biblie. Care este adevărul? Adevărul, dragii mei, este justificarea mea în Hristos. Da, sunt un păcătos, da, nu pot să-mi răscumpăr păcatele, dar în urmă cu 2000 de ani, ăsta este adevărul. Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, a murit la Golgota și mi-a spălat toate păcatele. Ăsta este un adevăr pe care trebuie să-l spui sufletului tău. Oare mă mai iartă Dumnezeu? Te iartă! Pentru că există putere în sângele lui Iisus Hristos! Și trebuie să spun sufletului meu adevărul. Ce să-i mai predici sufletului tău? Simplu, spune-i în felul următor, că pe tine și pe mine Dumnezeu ne socotește copiii lui. Dar nu are nimeni ochi pentru mine, nimeni nu-i pasă de mine, sunt singur, sunt părăsit, sunt abandonat. Romani, spune Apostolul Pavel, spune-i sufletului tău, predică-i din Romani în seara asta, spune-i din capitolul 8, că însuși Duhul lui Dumnezeu adeverește, certifică cu Duhul nostru că suntem ce? Copii al lui Dumnezeu! Și că Dumnezeu ca Tată nu se abandonează niciodată copilului. Predică sufletului tău în culmea deznădejdii, în prăbușirea ta, strigă sufletul tău până aici, eu sunt copilul lui Dumnezeu și Dumnezeu a pus în noi un duc de înfiere, de adopție, care mă face să strig ce? Nu mai pot! Îs la pământ, n-am nicio șansă! Duhul lui Dumnezeu care este în mine, dragii mei, mă face să strig în seara asta, în mijlocul problemelor, a necazului. Mă face să strig, sunt copilul lui Dumnezeu. O să este un adevăr pe care trebuie să o spun sufletului meu. Ce să-i spun sufletului meu? Spune-i sufletului tău acel verset din Romani care spune că toate lucrurile ce fac. Frate Dorel, Dios la spital. Ar putea să lucreze spitalul pentru binele meu? Frate Dorel, dar e prea financiar acum, știi? Frate Dorel, m-o părăsi cu tare și cu tare. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. E vremea să nu mai lași sufletul să vorbească. E vremea în seara asta să ridici numele lui Iisus Hristos și să spui până aici. Știi ceva? Aleg să cred adevărul lui Dumnezeu, nu simțurile mele. Știu că simt de foarte multe ori anumite stări, dar aleg să cred adevărul lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează pentru binele meu. Ce te poate scoate din descurajare? Un alt principiu scriptural, mai apoi. Când nu mai înțelegi acțiunile lui Dumnezeu, și nu o înțelegem de multe ori. Știi ce fa? Puneți încrederea în caracterul lui. Când nu mai înțelegi pe Dumnezeu de ce lucrează într-un fel sau în altul, puneți încrederea în caracterul lui Dumnezeu. Știi ce mi se pare interesant? E un episod în Biblie cu un proroc care nu înțelege pe Domnul. Sunt mulți de-a noștri pocăiți în frunte cu mine de multe ori când nu l-am înțeles pe Dumnezeu. Haideți să fim onești. N-au fost momente, dacă suntem onești, noi suntem în fața lui Dumnezeu, totul e gol și descoperit înaintea celui care avem de-a face. N-au fost momente în viața ta și în viața mea când pur și simplu n-am mai înțeles acțiunile lui Dumnezeu. Și mi se pare interesant că Iona e într-un postură în care omul ăsta cunoaște caracterul lui Dumnezeu, dar e frustrat pe acțiunile Domnului. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa, ce spune Iona? Că știam că ești, Iona capitolul 4 cu versetul 2, că știam, ce știe Iona? Știam că ești un Dumnezeu milos, ăsta e caracterul lui Dumnezeu, plin de durare, îndelung răbdător și că ești bogat în bunătate și că te căiești de rău. Iona cunoaște caracterul lui Dumnezeu, dar nu se încrede în el. E frustrat pe acțiunile lui Dumnezeu, deși cunoaște caracterul lui Dumnezeu. Ce să faci? Când nu mai înțelegi acțiunile lui Dumnezeu, puneți încrederea în caracterul lui. Că toate lucrurile, Dumnezeu în suverenitatea lui,
dacă îl iubești, dacă ești al lui, vor lucra spre binele meu și spre binele tău. Închid spunându-vă un caz pe care îl cunosc, l-am auzit. Un om care, e o poveste tipic românească, un om, dragii mei, care în urmă cu ani de zile crescut dintr-o familie foarte săracă, mulți frați, mulți copii, dar ambițios. Știți, oamenii ăștia care cresc în medii dificile, dure, sunt oamenii care îți bătăuși în viață, în sensul la bun al cuvântului, să bat ca să se răzbească prin problemele vieții. Nu cu alții, ci cu problemele. Și genul ăla de om crescut într-o familie numeroasă, dar credincioasă, cu resurse mici, toată viața nu a avut niciodată să se sature, dar crescând la un moment dat, a început să muncească. Și a început să muncească, să intre în domeniul construcțiilor și la un moment dat avea o echipă de oameni, asta vorbim despre anii, sfârșitul anilor 90, și la un moment dat avea o echipă de oameni, munceau, au început să lucreze, să facă lucrări. Și în timpul acesta, un elvețian vine în România să caute un partener cu care să construiască blocuri în țară. Și elvețianul ăsta e om serios, ca și ceasul, trebuie să fie la fix, tot caută un om. Și cele din urmă, dintr-o recomandare în alta, cineva îl recomandă pe băiatul ăsta al nostru, tânăr, pocăit, care avea o echipă, lucra foarte serios. Se întâlnește cu elvețianul ăla, elvețianul îi spune despre ce vrea să facă, omul încântat, încep să se înțeleagă, pun la punct detaliile afacerii, îi spune elvețianul, eu vin cu bani, tu vii cu echipa și muncim, ridicăm împreună, facem bani împreună. El la un moment dat trebuiau să și semneze, să parafeze înțelegerea lor la un notar, erau foarte încântat, omul ăsta era bucuros, venea la biserică fericit cu soția, cu copiii, Dumnezeu ne binecuvântează, ne va da, s-a dus la păstor și a spus, frate păstor, mâine trebuie să mă duc la notar să semnez un contract, frate, dau lovitura, frate, roagă-te să poți să semnezi, că uite, înaintea lui Dumnezeu, dacă îl semnezi, dau 10 ala la biserică. Păi eu cred că s-a rugat mai tare păstorul din momentul ăla. Nu? S-a dus omul nostru luni, trebuia undeva pe la două să se întâlnească cu elvețianul, cu partenerul ăsta lui, să semneze, să parafeze înțelegerea, să muncească, să facă ceva. Și cu câteva sute de metri înainte să ajungă la notarul ăla unde trebuia să se întâlnească, de undeva din partea dreaptă la o intersecție, în oraș, un tânăr teribilist care avea o mașină de curând luată de taică sau intră direct în el, nu mai știe care e roșu, care e verde, ăsta nu e semafor emoțional, ci de altul, și intră direct în el, îl izbește în plin. Tot ce își aduce aminte omul ăsta, fratele nostru, este că după ceva mai târziu, când deschide ochii, se vede undeva cu tuburi, e undeva în spital, și tot ce îi spun, primele lucruri și imagini pe care le vede, e o asistentă, sunt niște doctori pe acolo și începe să audă după aceea, fii liniștit, liniștește-te, calmează-te, sunteți ok, sunteți pe mâini bune. Realizează după ce se dumirește că e într-un spital, realizează că a avut un accident, realizează că e grav, nu își poate mișca mâinile, picioarele, îi pur și simplu înțepenit, spune, domnule, te rog să nu încerci să faci vreo mișcare și sub anestezie, ai picioarele fracturate, ai mâinile fracturate, ai coloana vertebrală afectată, te rog, ai avut un accident grav. Și dintr-o dată omul îi șoca după ce își mai revine din șoc, contractul, întâlnirea mea, doamnă, întâlnirea mea, eu trebuie să mă întâlnesc, doamne, nu te duci nicăieri de aici, tu luni de zile nu o să poți să mergi de acum încolo, doamne, nu te grăbești nicăieri, doamnă, înțelegeți, e o întâlnire importantă pentru viața mea, vine medicul și spune, lăsați-mă să vorbesc eu cu el, doamne, uite care e treaba, ai avut un accident grav, te-au dus la spital, ai afectat o mare parte din organism, picioarele, mâinile și cel mai grav, coloana vertebrală. Așa că trebuie să stai liniștit, ești pe mâinile noastre, de ce ne ocupăm noi de a nu încerca să te miști. Și spune eu, fratele ăsta, în momentul ăla am început să plâng și am început să spun lui Dumnezeu, Doamne, știi ceva? Asta e cea mai grea zi din viața mea. E cea mai rea zi. N-ați avut momente de alea în viață când neînțelegând acțiunile lui Dumnezeu, a spus, Doamne, știi ceva, n-are niciun sens, n-are niciun rost, tot ce se întâmplă, chiar nu mai înțeleg nimic. Spunea, Doamne, povestea omul ăsta, eram în spital, pur și simplu nu puteam să mișc mâinile, picioarele și plângeam și strigam către Dumnezeu, Doamne, nu te înțeleg,
Trebuia să fie o zi de biruință, m-am rugat, am postit pentru asta, am fost serios. Doamne, Tu știi că n-am furat, Tu știi că am fost conștiincios, Tu știi, Doamne, că am venit la biserică, Tu știi, Doamne, că m-am ținut. Doamne, de ce? După câteva zile, după ce au făcut remene, primește vestea că în zona creierului are o tumoare. Și sunt medicul, domnule, trebuie să dau o veste și merea. Nu știm exact, dar trebuie să luăm probă, biopsie. Ți-am descoperit o tumoare la nivelul creierului, trebuie să vedem despre ce e vorba. Sperăm să nu fie canceroasă. Să nu fie malignă. Zic, când am auzit vestea aia, m-am prăbușit și mai tare. După ce au făcut investigațiile, vine medicul la neurochirurg și spune, domnule, uite, ți-o spun direct, că n-are rost să o lungim. Ți-am descoperit la nivelul creierului o tumoară care se extinde, crește și trebuie operată de urgență. Avem nevoie de acordul dumneavoastră sau al soției sau al cuiva. E un risc mare, nu știm, 50-50. Și spunea fratele ăsta, efectiv, urlam și strigam, Doamne, nu îi corect. Din rău în mai rău, din rău în mai rău. Suferă o intervenție chirurgicală complicată de câteva ore, extirpă tumoarea aceea. După 2-3 zile de la operație, vine un medicul ăla, deja erau, se cunoșteau, vine la omul nostru, la fratele nostru și spune, bă, știi ceva? Și zice, asta ce? Era săracul, praf. O zice, știi ceva? Ce, domnul doctor? Bă, să-i mulțumești lui Dumnezeu, că tu am auzit că ești pocăi, nu? Tot o văd pe nevastă că se roagă pe aici. Să mulțumești lui Dumnezeu că ai avut accidentul ăla. Și-o zis, în momentul ăla am răbovnit. Ce să fac? Să-i mulțumești lui Dumnezeu ce? Că nu o să umblu jumate de ani de acum încolo, că o să fac mai mult fizioterapie, că nu știu dacă o să recidiveze sau nu tumoarea aia. Pentru ce să-i mulțumești lui Dumnezeu? Bă, omule, i-o zis medicul, mulțumește lui Dumnezeu pentru accident. Cum să-i mulțumesc? Ascultă-mi, a zis medicul, omule, dacă ar fi trecut încă 3 săptămâni de acum încolo și nu ți-ar fi depistat cineva tumoarea aceasta, era prea târziu să mai putem opera. A fost la limită, că ea crește. Aveai cumva programat vreo investigație medicală la spital în următoarele 3 săptămâni? Și a zis, nu, nici de departe. Ok. Ascultă-mă, de ce trebuie să-i mulțumești lui Dumnezeu? Îi spune medicul. Dacă nu aveai accidentul, nu ajungeai în spital. Dacă nu ajungeai în spital, nu-ți făceam investigațiile medicale și nu descopeream la timp, în ultima fracțiune aproape, tumoarea asta. Și dacă nu operam, tu azi erai mort. După ce o pleca medicul, dintr-o dată, toată revolta și furia mea spunea, s-a potolit. Nu e așa că ai momente în viață când nu-L înțelegi pe Dumnezeu? Și spunea el, au urmat câteva luni de zile bune. Dumnezeu m-a vindecat fizic, am ajuns să pot să umblu înapoi pe picioarele mele, cancerul nu a mai revenit. Astăzi, spunea, sunt mult mai binecuvântat decât mi-am putut imagina. Fără partener, fără nimeni, Dumnezeu m-a binecuvântat să pot să fac de unul singur anumite lucrări mari de tot. Dar a zis, știți ceva? M-am certat cu Dumnezeu atât de mult pe patul de spital, până ziua când am înțeles că Dumnezeu știe ce face. Când nu înțelegi acțiunile lui Dumnezeu, încrede-te, frate și soră, în caracterul Domnului. Hai să ne ridicăm în picioare. Tot ce pot să vă provoc în această rugăciune este să ne rugăm lui Dumnezeu în seara asta. Să vezi diferit problemele, să vezi diferit lucrurile. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos în seara asta să faci ceva prin credință. E vremea să nu-ți mai lași sufletul să plângă toată ziua. E vremea să te ridici în numele Domnului Iisus Hristos și este vremea să vorbești cu sufletul tău. E vremea să-i spui sufletului tău, știi ceva, suflete, am un Dumnezeu viu, puternic, sfânt și minunat. Un Dumnezeu care este suveran, un Dumnezeu care conduce Universul.
Un Dumnezeu care este mai presus de problemele familiare, un Dumnezeu care este mai presus de problemele de sănătate emoționale, un Dumnezeu care este peste toate și aleg să cred, nu circumstanțele care se schimbă, acum e sus, acum e jos, aleg să cred caracterul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu care nu se schimbă. E vremea, dragii mei, să vorbim în rugăciunea asta cu sufletul nostru. E vremea să luăm atitudine în numele lui Iisus Hristos. Nu mai lăsa sufletul să se plângă. Vorbește cu sufletul tău. Spune-i sufletului tău cuvântul lui Dumnezeu. Spune-i sufletului tău că ai un Dumnezeu mare, puternic și viu, care știe ce face. De-aia vreau să ne rugăm Domnului în seara asta. N-am venit să vă spun mesajul ăsta de pe un ton de superioritate. Au fost momente în viața mea, atâtea momente, dragii mei, când nu l-am înțeles pe Dumnezeu. Dar vreau să ne rugăm în această seară. Vreau să te rogi împreună cu mine să ne încredem în Dumnezeu și în caracterul Lui. Toată biserica intrăm în rugăciune. Amin.